Și de aici, dacă îți fac așa? Mor. Facem și gen... Da, facem okay. Și ele. Mă sperii de fiecare dată când faci asta. Mamă, ce mă doare. Și acum... Urmează. Nu facem cu ace. Mă doare puțin. Deci tot ce am înțeles este că n-am să mă n-am să mă n-am să mă n-am să mă. Bună ziua, bine ați venit. Eu sunt Antonia, el este Cristi. Să rămână Antonia. Ce să mai, suntem cu cea mai frumoasă femeie din România, știe deja lumea, nu avem ce să mai spunem. Te rog, mulțumesc. Ține titlul în picioare și facem o puțină terapie. Ce durere ai tu așa? Ce durere are Antonia? Aici. De cervicală. Aici. O să ne focusăm să detenționăm musculatura din zona cervicală, da? Okay. Și o să vorbim astăzi cam de ce ai dureri și ce musculatura se blochează Okay. Și ce dureri dă anumite trigger pentru care se activează și unde se radiază durerea. Practic, cauza pleacă dintr-o parte și pe noi ne doare în altă parte. Facem și genul. Da, facem okay. Și ele. Hai să vedem. Facem o palpare ușoară, Antonia, da? Și avem, vedem din prima, un trapez destul de rigid. Da. Cum îți dai seama dacă musculatura e blocată? Pur și simplu când palpezi, când încerci să tragi de mușchi, e foarte greu să prinzi mușchiul și să-l mobilizezi. Atunci îți dai seama că mușchiul este blocat. Dar mai vedem o destul de mare tensiune în zona asta. Când noi stăm, trebuie să ne ținem capul. Exact. Ești tensionat mereu? Exact. Capul este destul de greu. Tendința este să se duce cu capul în față. Și după aia ce facem? Când luăm capul în față, luăm și umerii cu noi. Uh-huh. Și automat că toată tensiunea se adună în zona cervicală. Și musculatura se devine slabă, asta devine foarte rigidă și în felul ăsta apar problemele. Noi astăzi o să ne focusăm pe musculatura suboccipitală, fix din spatele cervicale de aici. Da. Musculatura trapezului superior. Și musculatura sternocleidomastoidiană, scaleni și semispinalul capului, semispinalul gâtului. Deci tot ce am înțeles este că n-am să mă n-am să mă n-am să mă n-am să mă. Și uite, fii atentă acum îți și explicăm și o să vezi, sunt anumite puncte de tensiune în corp care dau anumite dureri. De exemplu, uite, pe trapez aici unde am pus eu mâna, unde la început era foarte blocat, acum nu mai e. Și unde îți dă durerile? Sunt familiare pentru tine durerile astea? Da. Le-ai mai avut? Da. Da? Bun. A doua oară. Maseter și suboccipital. Musculatura levatoare a scapului, multifizii și splenusul capului. Asta e foarte blocat la tine. Asta o să lucrăm și probabil o să-i punem și un act două. Nu. Nu facem cu ace. Hai să vedem. Mamă, ce e aici? E nebunie. O să le mai semnui astăzi. Au. Mă doare puțin. Inspiră și expiră ușor. Trebuie să încep și exercițiile. De stretching? Da. Am uitat la tine, să știi. Te-ai dat? Le fac după sală. Mamă, ce mă doare. Ăsta radiază pe undeva? Adică migrează? Nu, rămâne doar acolo. Și inspirăm puternic și facem bilateral. De fiecare dată încercăm să lucrăm bilateral. Adică pe ambele părți. Chiar dacă durerea e doar pe singură parte. Aici mă doare capul când fac direct. Asta. Uh-huh. Ăsta e un trigger point, se numește trigger point familiar. Adică aici. Radiază, da. Radiază până în zona asta. Punem mâna frumos aici și o să dăm puțină eliberare în zona aceasta. De stretching. Cum se simte? Bine. E bine, nu? Da. Doare ceva? Nu. Nu. Aici, aici iară. E chiar bine. Uh-huh. E super eliberator. Unde simți? Zona în spate. Asta. În spate, nu? Doare ceva? Nu. În momentul în care stăm în picioare, stăm în așezat și așa mai departe, musculatura asta efectiv lucrează constant. E posibil și din cauza stresului? Da. Chiar dacă nu faci nimic, nu știu, când... Exact. Te enervezi, stai așa. Fix cum ai făcut poziția. Deci stresul, deși e invizibil, lovește în mușchi, lovește în organe, lovește... Cel mai bine să lovească în mușchi, că mușchiul îl mai eliberezi, îi mai faci ceva. Se blochează acolo, exact, nu? Exact. Și da, zona asta, o persoană stresată, o să o vezi pentru că stă cu umeri aici. Da. Are umeri în gât, cum se zice în popor, da? Deci e blocat aici, zona asta. Și acum suntem fix pe musculatura asta. Deci capul cu cât cade mai în față, cu atât percepția cervicală, să zicem că el monomar să stea în zona asta aici. Da. Cum stai tu acum? Cam așa. Da. Bun. Păi mi apare asta dacă stau așa. Da, așa. Păi da, că eu când dau exercițiul ăsta ca să oamenii să-l memoreze, spun să faci gușă. Ești și în momentul toată lumea ține minte. Deci aici cam 3 kg, 4 kg avem pe cervicală. Aici 10, 30, 100 de kg. Wow. Deci cam asta e percepția. Cu cât crezi mai în față, cu atât cresc kilogramele. Eu stau cu capul așa. Da, am impresia că am gâtul foarte lung și mi-e foarte greu să
Nu știu. Da, și lăgi în față. Da. Ei, imaginează când duci gâtul aici, că vertebrele tale și gâtul tău preiau forță de peste 100 și ceva de kilograme. E ca și cum ai pune 4 saci de ciment aici în cap. Okay. Și car după tine. Vai, e rău. Și umerii, nu? Te stă așa. Și umerii la fel, da. La mine sunt... Puțin pe față. Dar cele mai predispuse meserii sunt, bineînțeles, oameni care stau la calculator, editori, video... Denis, adică tu care stai așa și vimezi vlogul. Medici stomatologi, medici care operează. Am foarte mulți medici ortopezi, stomatologi. Ei stau în poziții izometrice ore întregi. Wow. Când ești într-o operație, nu te mai gândești. A, nu, o să mă îndrept acum. Tu normal. Ești acolo, tai, faci. Deci suntem aici, tragem foarte bine. Și mobilizăm. Cu ajutorul mesei, ne ducem fix pe traiectoria de care e nevoie. Și reușim să facem și o decoaptare articulară, adică practic să creăm mai mult spațiu intervertebral între discurile intervertebrale. Nu ține nicăieri. Deja s-a eliberat foarte bine. Asta este o elongație, da? Manuală, cu ajutorul mesei. Văd că ai aparat pentru asta. Da. Se simte și o oxigenare foarte bună în momentul în care lucrăm genul ăsta de terapii. Corpul practic începe să se oxigeneze foarte bine. Respiri mai bine, sângele către creier vine cu mult mai mulți nutrienți. Vezi? Ia uite. Nu știu de ce am impresia că doare pe toată lumea când faci așa. E o zonă dureroasă, păi da. Un factor senzitiv mare în zona asta. Adică... E cineva care zice, nu mă doare, vai ce mă doare. Știi că... Zici că am băut ceva foarte rece și am brain freeze, așa e senzația. Așa îți dă, da. Eu mi-am pus aparatul ăsta dentar. Și în momentul în care spui de aparat dentar, ai scăpat și de asta, articulația asta de aici, articulația temporomandibulară de aici, se blochează destul de tare, că se modifică puțin biomecanica, felul în care se mișcă gura. Aveam durere temporală, deci mă durea atât de tare, încât dacă mă apăsai așa, mi se părea bine. A, bine? Mă elibera, atât de blocat era. Okay. Păi este un mușchi destul de mare, adică imaginează că așa bucata de mușchi avem aici, care se duce prin osul zigomatic, în osul ăsta de aici, și se atașează pe jos, pe mandibulă. Și mai avem un maseter, alt mușchi foarte mare. Ok. Da? O să-l vezi că îl facem și pe asta. Unde în stânga mai tare? Nu. Dreapta? Nu, da. Totul ai pe dreapta, blocajele ai pe dreapta. Și acum o să facem un stretching să eliberăm toată musculatura din spate de aici. Cred că arăt foarte funny acum. Tai afară? Inspirare. Și rămâne. Gușa, baza. Are el unghiurile lui. A, bine. Perfect. Și acum. Urmează. Mă mir că nu se face acum, când faci asta. Nu se face, pentru că acel pârâit se face în anumită zonă fiziologică. Trebuie să ne ducem într-o barieră elastică. Noi suntem în bariera fiziologică. Adică până aici se mișcă capul. Păi și lumea când își face singur, deci... Se duc în bariera elastică. Deci noi suntem aici, e bariera fiziologică, da? Și aici vezi că e mai elastic. Și de aici dacă îți fac așa... Mor. Grumesc. Ești bine, da? Da. Respiră. Da. S-a tras ceva. Nu mă așteptam la asta. Te lungim puțin, te facem cu 2-3 cm mai înaltă. Oho, dar n-ai fracturi pe coloană, etc. Nu. Sau genunchii rupți pe la schii. Etc. Nu. Respirăm. Așa o dată. Perfect. Aici puțin. Așa. Pune mâna la ureche. Oh, damn. Umerii cu cervicala sunt la pachet. Da, mișto. Aha. Oho! Mă sperii de fiecare dată când faci asta. Da, bine! Oh, mi-a plăcut! Tare! Tare, Antonia! Ai văzut ce era acolo? Wow! Sunt și șocată. După aia mobilitate, după aia pe genul flexiuni, pe tot. După aia azi am leg day. Bombă! Deci o să meargă leg day-ul. Acum o să vreau să faci niște mobilitate de care îți face și Eliza. Vorbea în piept și duce stânga și în dreapta ușure. Așa? Da. Așa. Da, jos. Jos de tot și sus.
Așa, perfect. Și încă o dată. Când te ține foarte tare, poți să faci asta și acasă. Efectiv, rogi pe cineva să-ți țină zona asta și faceți mișcarea asta. E valabil și pentru ai noștri de pe YouTube. Nu uitați să dați subscribe, like, toate alea bune. Da? Și la Antonia, aici, sau cum acolo, faci? Da, acolo. Da, da. Așa. De 5 ori facem, Antonia, și cap pe spate. Are. Până unde duc? Până așa? De vreme. Da. Okay. E suficient. Flexia e importantă. Așa. Și încă o dată aici. Au, doare. Doare puțin. Și o dată aici. Perfect. Și bălbia în piept undeva. Așa. Și acum o să vreau să uiți către stânga și către dreapta, dar cu gușa aia de... Aia. Așa? Așa. Și cealaltă parte. Perfect. Perfect. Și acum asta e normal. Așa. Și continuă, te rog. Încă 5. 1. Au. Ai. 2. 3. 4. Și încă 5. Top. Dragilor, asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul. Nu uitați să dați și Antoniei subscribe, toate alea bune, bineînțeles. Da, vă rog, vă rog. Și lui Alex, la toată lumea. Și nouă, da? Sper că v-a plăcut și ați învățat ceva. Numai bine. Îți mulțumesc mult de tot. Cu drag, Antonia, să-ți fie de bine. Pup.